Polițiștii specializați în investigarea fraudelor, în colaborare cu structurile de ordine publică, au acționat în piețele din municipiul Târgoviște pe linia depistării ilegalității din domeniul comercializării pomilor de Crăciun. Au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, a căror valoare se ridică la 10.000 de lei. De asemenea, s-a dispus ridicarea în vederea confiscării a peste 100 de pomi de Crăciun pentru care nu existau documente justificative de proveniență.